Salutare, salutare și bun venit la un nou episod din Plants vs. Zombie. Data trecută ținem minte că am încercat acest survival I Zombie Endless, nu survival, care mi-a dat o grămadă de bătăi de cap. L-am încercat de 4 ori și nu l-am reușit pentru că nu-mi dă destul soare. Ar trebui să-mi dea mai mult și ca atare am zis gata, nu mă mai stresez cu nivelul ăsta că m-am săturat. Hai să încercăm acum pe ăsta. Ok, spargem în spate și punem, așteptăm să plece ăla și punem așa. Căutăm, oh, ok, l-am găsit pe ăla, e un lucru bun. Punem așa, dăm o dată așa și o dată așa. Nu, ok, recunosc că de la micu am uitat, mare greșeală din partea mea. Gargantua a picat. Ok, punem aici așa, căutăm zombie. Zombie căutăm. Ok, uitați aici unul. Aici punem așa. Aș vrea să... Nu vreau să folosesc pentru ăla, dar mă rog. Perfect, hai să spargem pasta și punem așa. Hai să punem aici. Am pierdut cartoful, din păcate. Aici ce fac? Hai să iau asta. Să pun o de asta. Bun. Facem așa și punem un dovlecel. Pac, pac, pac. Pasta o mai păstrez în caz că e să treacă ăla. O pun repede pe asta ca un mini scut, dar uite că nu trece. Super. Bun, primul nivel. Trebuie să fim atenți aici. Să nu ne pripim. Hai să vedem dacă îl facem măcar pe ăsta. Chiar mă așteptam să fac alea 10 strike-uri la ăla cu zombie. Chiar am crezut, deși v-am zis și în episodul anterior, prima dată a fost foarte simplu. După, nu am mai reușit, deci pur și simplu nu-mi dă niciun nivel în care să pot să-mi fac soare. Punem ăsta aici și vedem dacă... Ok, aici punem așa. Punem aici. Punem... Aici. Și cred că punem asta aici. Să nu cumva să dispară ceva. Uite, îl pun pe ăsta la prezneală aici. Perfect, ok. Foarte bine ea. Bun, lăsăm pe ăla să pice. Bun, odată tu. Dăm soare. Ia, pac și pac. Și hai să scăpăm de domnul Gargantuar. Dacă iau și ăla, nu l-am luat. Nu! Nu, 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 și trece ăla. Nu-i bine. Ok, n-a trecut. E un lucru foarte bun. Ăla o să pice. Hai să punem așa, ăla n-a explodat nimic. Pac. Pac, pac, ăia nu fac nimic. Pac, cred că mai degrabă puneam... Nu! Vreau să o pun acolo, dar oricum pică. Stai așa că dau prea multe clicuri și nu-i bine. Poate îl facem măcar pe ăsta și ăsta e foarte greu. Este foarte, foarte greu. Dar poate reușim, văd că mi-a dat numai chestii bune. Și nu știu ce să fac cu ele. Trebuie repede niște zombie să le folosesc. Perfect, mi-a dat și felinarul. Nu vreau să pierd plantele. Pierd dovlecelul după. Îl pun aici. Pun nuca aici, la plezneală, că n-am ce să fac. Mi-a dat numai plante bune. Hai că am pus-o bine. Unde e Gargantuar? Într-o vază care nu e vizibilă. Uite-o pe aici. Uite-o. Pac și pac. Ok, hai să punem aici. Hai să punem aici. Și hai să punem aici. Asta nu știu sigur dacă a fost o mutare așa bună. Nu vreau încă să mări să sparg asta. Bun, așteptăm să se deschidă asta. Hai să între timp să o spargem pe asta. Ăla o să pice lejer. Așa, și acum omorâm și pe ăsta. Sper să nu mănânce ăla, că ar fi destul de trist, că vreau să țin minte ce este aici. Bun, hai să-l scoatem pe ăla. Bun. Așa, hai să punem așa. Ce este aici? Super, facem așa. Pac, și spargem și pe tine și pac. Bun, 3 strike-uri. Ok, până aici e destul de bine. Să vedem până unde ajunge. Trebuie să ajungem la 15, deci asta este problema, că aici avem mult mai multe valuri. Hai să punem aici. Acum aș vrea un tripiter. Pun și asta. Nu, planta mea! Of, și acum avem o grămadă de zombi. Ia, poate iau pe ea 2 deodată? Normal că nu. Cum am putut să-mi imaginez acest super mare noroc? Păi și eu cu ce omor pe ăștia? Ok, am ăsta. Te l-am pe ăsta. Îl punem aici. Hai să spargem asta și să punem aici. Cum fac? Pun așa. Ok, punem aici. Nu vreau să-l pierd pe ăsta, nu! Îl punem aici. Greșeală mare. Măcar hai că l-am scos pe ăla. Un lucru foarte bun. Numai că acum... Ok, perfect, asta îmi trebuia. Super bine.
Ok, tripitorul ăla văd că nu va face nimic ăla de sus. Ce avem aici? Ok, ăla nu face nimic, punem asta aici. Ăsta de aici o să fac față, ăsta o să fac față aici, scoatem soarele, scoatem și uite, pac, și pac. Bun, și avem și de o cireașă în caz de nevoie. Ceea ce-i sper bine. Ok, să vedem. Din ce știu, din ce țin eu minte, la strike cu 10 ne vin 2 gargantori. Trebuie să ținem minte că la strike cu 10 o să avem 2 gargantori. Hai să spargem, uite, ăsta la plezneală și uite, o spun așa. Vreau aici să încerc, nu, că mi-l mănâncă. Hai să punem, uite, aici. Așa, pac și pac. O, și l-am găsit pe gargantor, foarte bine. Este ok, ăla și primește 2 boabe, e perfect. Îmi trebuie un scut aici. Și ce mi-ar mai trebui? Uite, un dăsta. Pac. Și un dăsta aici. Și ceva pentru aia doi. Hai să folosim un dovlecel, ce să mai... Nu! Of, măcar ia-i pe amândoi, te rog frumos. Te rog din suflet. Ok, ia la pe amândoi. Pac, hai să spunem așa. Nu! Am greșit! În fine. Cum fac aici? Perfect, exact ce-mi trebuia. Ce este aici? Ok, tu nu ești o amenințare. Dovlecel. Ia, aici ce-i? Ok, deci pot să folosesc așa. Acum le sparg repejor pe astea să văd unde sunt aia cu gălețile. Pac. 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 Și am terminat și nivelul ăsta. Ok. Ăia o să-l fac pe domnul cu găleată, fiindcă dau cu multă mazăre. Mult, adică cu 7. Și am făcut deja 5 din 15. Nu e rău. Să continuăm. Uite, îl scoatem pe ăsta. Punem așa și punem aici. Ok. Mersi, mă ajut să sparg mai multe vaze, dar nu, mi-ai dat dovlecei mulți și nu l-am pe domnul gargantuar pe undeva pe aici. Nu știu ce să fac cu dovlecei ăștia, ar trebui să fie undeva pe aici. Hai să punem așa, hai să punem nuca aici, să punem atacant aici, atacant aici, atacant aici. Ia, nu, nu, înseamnă unul din astea trebuie să fie gargantuar. Uite-l, fac. Acum nu știu dacă îi fac față, dar o să vedem. A, dar mai am un dovlecel aici. Dar, ce este aici? Mina. Hai să punem mina. Pac. Fiindcă aș vrea dovlecelul. Hai să încercăm să vedem dacă putem să-l facem pe ăsta. Ok. Ăia ar trebui să-l facă. Acum. Sper ca ăia doi să-l facă pe ăla. Că altfel o să fie problema. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Că nu pot să folosesc dovlecelul pe el, că trebuie să-l folosesc aici. Bun, l-am făcut pe gargantoar. Și acum, pac și pac, și-am terminat. Bun, 6 valuri. Binișor, 6 valuri și n-am folosit nicio cireașă și aveam aproape 2 cireșe. Ceea ce-i sper. Să sperăm că nu va trebui să le folosim aproape deloc. Că vrem să jucăm cât mai bine și cât mai ordonat. Hai să folosim așa. Nu știu sigur, mamă, asta nu-i bine. Hai să folosim așa. Asta nu cred că e o mutare bună, dar o să încerc. Bă, da... Până, câteodată îmi dă numai chestii bune și câteodată numai chestii rele. Ok. Unde e gargantuar? Nu este. Hai să spunem așa. Unde e gargantuar? Uite-l aici. Pac. Și pac. Poc. Bun. Aici, repede. Îngheață-l. Nu, 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 nu ca. Așa. Eram să pierd nuca. Hai să te punem pe tine aici. Am pierdut un atacant. Aici te pun pe tine. Și pac. Avem o găleată. Punem așa. Pe tine te scot ușor. Pe tine te fac așa. Pe tine te pun așa. Și tu ce ești aici? Perfect. Rezolvați toți. A, așa, avem și cartofi, ok. Și avem chiar mai mult de 2 cireșe. Să nu le folosim din greșeală, că ar fi foarte trist. Bun. Nici măcar n-a ajuns la nucă, la cartof. Și avem... A, 7, am crezut că avem 8. Dar e bine 7. Adică avem 7 și n-am folosit nicio cireașă. Ceea ce e super bine. Cred că pe ăsta îl facem. Cred că pe ăsta o să-l facem. Ok, l-am găsit pe gargantuar repejor. E un lucru bun. Într-o oarecare măsură. Atâta că... Va trebui să vedem cum facem cu Fiso. Hai să... Da, Fiso o să pice lejer. Acum trebuie să-l scoatem pe nenea gargantuar.
Nu vreau să folosesc cireașă, vreau să o folosesc doar în cele mai urgente cazuri. Nici dovlecelul nu cred că trebuie. Uite, dovlecelul folosesc aici. Perfect, 3 dintr-o lovitură. Foarte bine. Aici e rău. Aici e foarte, foarte rău. Uite, până aici. Bă, dar numai chestii. Cât se poate întrebi ceva să-i omor pe ăștia de jos. Un dovlecel ceva, perfect. Hai să facem așa. Perfect pentru tine. Și te rog să nu fii... Super. Și tu aici. Bun. Și mai avem puțin și ajungem la 3 cireșe. Și am trecut de jumătate. Sau suntem la jumătatea superioară, să zic așa. De fapt, suntem exact la mijloc. La 8. Că 15 mijlocul lui 15 e 8. Hai, uite, luăm pe ăsta la nimereal și punem așa. Ok, punem aici. Punem aici și punem aici. Hai să te rezolvăm pe tine. Odată. A, și l-am găsit și pe Gargantuar. Nici nu mi-am dat seama. Ok. Unde am eu... Ok, îl punem pe ăsta aici. Să-l facem pe ăsta. Ideea e că în momentul în care sparg ăsta, Gargantuar o să-mi scoată felinarul. Deci hai să nu ne grăbim. Ok. Ok, mai... Perfect. Ok, hai să facem așa. Și așa. Bun. A, mi-a spart felinarul, da? Știu că aici era o găleată și aici era un zombie normal. Am crezut că reușesc să-l apăr, dar apare nu. Uite, aici vreau să pun un cartof. Măcar am scăpat de Gargantuar. Și suntem la valul 8, deci nu vin 2. V-am zis, în momentul în care ajungem la valul 10, o să vină 2. Îmi trebuie ceva să-l opresc pe ăla. Uite, punem așa. Și tu aici? Soare. Bun, avem de 3 cireșe. Super, super bine. Hai aici. Asta e foarte rău. Trebuie să punem așa. Ia uite, nesimțitul. Ăla este rezolvat. Hai să ne uităm repede ce avem aici. Pac, pac și pac și am terminat. Bun. Acum nu știu sigur dacă o să-l facă pe ăla. Asta ar fi puțin cam trist, trebuia să folosesc o cireașă, dar dacă eu o folosim că suntem deja la valul 9, adică trecem la valul 9, ia, e nevoie? Doar în cel mai rău caz, ca să nu mă risc. Da, este nevoie, din păcate. Nu vreau să mă risc. Mai am oricum încă 2. Chiar nu vreau să mă risc. La valul 9 nu vreau să fac riscuri de genul ăsta. Adică dacă pot să ajut, hai să ajut. Decât să risc mai degrabă. Pac, 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 numai chestii bune. Pe de-o parte e bine, pe de-o parte nu am la ce să le folosesc dacă nu-mi dă și chestii rele. Nu e un echilibru pe aici. Mamă, dar numai și numai chestii bune și am primit toți dovlecei și nu l-am găsit pe Gargantuar. Ia, hai tu aici și ia cât mai mult value. Și acum cum îl facem pe ăla? Hai să punem aici, dar aici nu era nimeni rău. Soare, soare. Ok, hai că l-am primit și pe ăsta și acolo o să fie făcut de cartof. Ceea ce e perfect. Și tu aici, felinarul, a rămas ultimul, saracu. Mișto felinarul ăsta, chiar e bun. Adică, am primit un diamant. Bun, valul 10. E, aici e acum. Acum primim. Asta e nivelul 11, practic. La nivelul 11 o să vină 2 gargantoare. Deja l-am găsit pe primul. Nu vreau încă să... De fapt, ba, da... A, uite că am 2. Hai să folosim așa. Ca să nu-l arunce pe fiso. Perfect. Punem așa și punem așa. Sparg asta și pun așa. Hai tu aici. Ce avem? Hai să facem așa. Aici. Unul de la normal. Aici unul cu găleată. Mare greșeală. Te-l scoatem pe ăsta. Știu că mai am încă un gargantuar, dar trebuie neapărat să... Și uite-l. Asta nu e bine deloc. Hai să... Pot eu oare să-l prind și pe ăla cu găleată? Te rog. Nu pot. Și ce greșeală am făcut. Aoleu, am greșit. Ok, folosesc o cireașă. Dar unde o folosesc? Aici. Și-l scot și pe ăla. E ok. Aici devine mai complicat. Ăștia nu știu dacă reușesc să-l facă pe ăla. Și ar fi cam trist să nu-l facă. Dar deja rămân fără atacanții. Aici e cineva rău? Doar tu. Pe care te fac așa. Tu aici. Rău. Hai să vedem ce mai este pe aici. Ok, tu. Ăla este făcut. Și toate astea le pun aici. Bun. Și pe tine aici. Chiar dacă nu prea ajuți, te punem și pe tine. Bun, și avem tot de 2 cireșe și suntem la valul 11. Cred că pe ăsta îl facem lejer, cred. Ar fi păcat să rămânem doar cu achievementul ăla de la iZombie Endless nefăcut, pentru că ar trebui să fie destul de simplu, dar nu vrea să-mi dea niciun nivel din ăla cu mult soare. Și am așa o ciudă pe chestia asta. Hai să vedem aici, e un zombie. Din păcate vreau să nu fie nimeni ca să pot să pun așa, dar până acum. Bun. Acestea fiind făcute, hai să punem așa. Hai să punem așa. Hai să luăm soarele ăsta.
Vreau un Gargantor. Hai că sunt doi. Trebuie să găsesc măcar unul. Ok, vreau să iau neapărat și ăla cu găleată. Super. Cum fac acum cu Fisok? Am uitat de el. Trebuie să fac așa. Și pentru Gargantor o să pun așa. Asta e rău. Unde este celălalt Gargantor? Fix în ultimul pe care l-am verificat. Și cred că am încurcat-o. Aba, nu, mai este încă unul. Bun. Pac, pac. Și aici am trângănit-o. Ok, deci aici, ok, ăla a picat. Ăștia, din păcate, mă îndoiesc că o să pice. Și nu mai am cu ce să-i ajut decât cu o cireașă, dar cred că până la urmă vor pica și ei, că avem tripitor. Am uitat de tripitor. Așteptăm să pice ăla. A, așa, și acum facem asta. Bun. Și acum îl spargem și pe ăsta, așa am rezolvat. Fără să folosim cireașă. Și am făcut cu ăsta, am făcut 12, ne mai trebuie încă 3. Hai că le facem lejer, că avem 2 cireșe. Am folosit 2 până acum. Dar e binișor, e binișor. Hai, încă 3, nu-mi zi mie că pierd fix acum la final. De obicei mi se părea că ăsta cu vazele e mult mai greu, dar acum chiar mi se pare mult mai ușor. Nu știu de ce. Probabil pentru că la ălalt nu primesc niciun nivel din ăla bun. Primesc numai nivele nașpa. Chinion, ce să-i faci? Ok, mi-a dat arma perfectă cu care să nu-l arunca pe Fiso. Perfect. Și pune aici. Soare, dăm soarele. Ok. O problemă rezolvată, am luat soarele. Hai să punem așa și să le rezolvăm pe ăla. Încet, pe ăsta nu-l sparg încă, îl sparg la final. Tu. Ok. Hai să facem așa. Tu. Ce? Ce-am făcut? Nu te-am pus? Tu. Te pun aici. Tu. Te pun aici. Perfect. Și pe tine aici. Hai să nu ne grăbim prea tare. Ok, tu ești rezolvat. Tu. Tu ești rezolvat. Tu. Ok, unde e Gargantor? Doi cu găleți, nu e bine. Nu cred că pot să-i restrâng. Unde e Gargantor? Uite-l aici. Pac și pac. Ok, am aici un de-asta pentru ăsta. Unde ăsta pentru ăsta? Cea mai logică chestie pe care ați auzit-o vreodată. Hai tu aici. Tu aici. Tu aici ca să-i facem pe aia. Și tu aici. Bun. S-ar putea să-i facem pe aia. Nu sunt 100% sigur, dar dăm foarte, foarte mult damage. Dăm 2, 3, 9 damage și dăm și slow. Momentan. Acolo avem un cartof care îi va omorâ pe aia. Dacă va fi nevoie. Ok, aici jos am făcut față și acolo o să facem față cu cartoful. Deci e bine. Prima dată mă gândeam să pun cartoful jos. Dar l-am pus sus că am văzut că jos avem mult mai mult atac, ceea ce e bine. Hai mă, că mai avem doar 2 valuri și avem 2 cireșe. Aproape 3. Deci nu cred eu că pierdem nivelul acesta atât de ușor. Nu cred că vom mai continua după ce facem alea necesare, că mă interesează să iau achievement-ul. Nu vreau să pierd asta. Zim că e Gargantor aici, undeva. Perfect, mamă, hai că asta e bine. Asta a fost perfect. Hai, un dobleceal, perfect. Tu. Perfect, ca să-i scop ăștia doi. Hai să zicem, punem aici. Unde-i felinarul? Mi-ar fi ajutat aici. Un felinar, uite aici am greșit-o puțin. Cred că va trebui să folosesc o cireașă, s-au adunat cam mulți. Aici e. Ok. Cum o fac eu pe asta? Hai în primul și în primul rând să dau asta aici. Bum. Ok, mă gândeam că l-am ratat pe ăla. Vai, cred că plângeam. Dacă se întâmplă asta. Hai să punem aici. Punem ăsta aici și vedem cum îl facem pe ăsta. Cred că putem să-l facem. Oricum o să se încarce și cirea așa curând. Dar eu zic că îl putem face. Vom vedea. Nu o să-l arunce pe ăsta micu. Este înghețat. Deci cred că gheața o să ne ajute foarte mult să-l facem. Cred eu că o să fie salvarea noastră. El mi se pare că trebuie să-și ia 150. Nu mai știu exact. Sau 300. Nu știu. N-am idee. Vedem, în cel mai rău caz folosim o cireașă, oricum după ăsta mai avem un singur val. Dar aș vrea să pice ăla. Fără să folosesc cireașă. Hai, hai, dați. Dați în el. Dă doar cu 4 damage, dar este ceva. Și 4 damage acolo e ceva. Ia. Și. Îl face? Îl face sau nu îl face? Te rog. Te rog, hai că mai este puțin. Te rog, fă-l. Te rog. Yes! Bine, mă! Ok. Și n-am mai consumat cireașa. Ăsta este ultimul. Hai, încă unul. Și avem și o cireașă, aproape două. Să avem 2 cireșe, cu siguranță. Cu 2 cireșe nu cred eu că putem să pierdem.
Hai să-mi punem așa câte unul pe fiecare rând, nu știu dacă e cea mai bună idee, dar mi-a dat toți dovlecei și nu mi-a dat niciun gargantuar. Hai să mă risc și să sparg tot, că nu am ce să pun. Pac, și uite tu aici. Pac, uite până aici. Bun, am rezolvat un gargantuar. Avem aici un cartof cu care o să-i rezolvăm pe aia, în caz de nevoie. Wow, cât sunt. Stai bine, și tot adună. Ok, unde-i gargantuarul ălalt? Undeva pe aici? Aici ar trebui să fie. Aici. Fix în ultimul pe care l-am lăsat, ok. Pac, aici am încurcat-o. Dar punem așa. Și punem... Ăia sunt rezolvați. Punem așa și am terminat, băieți. L-am făcut, băieți. Ești nebun? L-am făcut. Și nici măcar nu ne-am folosit de cireașă. În ultimul nivel. 3, 2, 1... Tadam! China Shop Achievement! Yes! Yes, l-am făcut. Bun. Îmi pare foarte rău de cimentul ăsta. Poate o să-l mai încerc eu încă o dată. Poate, vedem. Nu știu, poate o să-l mai încerc. Poate îl facem. Dar mă cam îndoiesc. Mai avem doar nivelul acesta. Ceea ce înseamnă că seria noastră este pe sfârșit. Puteți să înceți în comentarii dacă vreți un episod în care să vă prezint exact fiecare plantă din almanah. Așa, de final de serie, mă gândeam că am putea face asta. Ce urât e asta, frate. Ok, vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da, nu uitați să lăsați un like sau un subscribe și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!